Peste 1000 de noi studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu au rostit jurământul studentului, prin care și-au luat angajamentul să respecte valorile și tradițiile universității și să devină lucrători medicali de valoare. Viitorii medici spun că au mari așteptări. Chiar dacă în anii de studenție vor avea parte de nopți nedormite și de multă muncă, ei spun că sunt pregătiți și încrezuți în propriile forțe. Prima în lista de admitere cu finanțare din bugetul de stat a fost Shannon Ionița. Cu mari emoții și așteptări, tânăra spune că de mică dorește să îmbrățișeze această profesie, iar dragostea a moștenit-o de la tatăl său. Am ales această profesie datorită tatălui meu, care este medic veterinar. Acesta a dorit foarte mult să fie chirurg, însă erau timpuri grele și nu a avut posibilitatea. Iar eu am rămas să-i continui visul. Însoțiți de cei dragi și cu mari emoții, viitorii medici au rostit solemnul jurământ al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Jur solemn. Jur solemn. Să-mi consacru viața cauzei de protecție a sănătății omului. Prima zi a fost foarte emoționant. Când am ajuns aici, am avut și așteptări foarte mari. Cred că din clasa 10 am avut o obsesie, în general, pentru medicină. Îmi place foarte mult să ajut oamenii și cred că e o profesie, adică, foarte bine văzut în diferite țări. Începeți o nouă etapă a vieții. Faceți parte și primul pas într-o lume enigmatică a cunoștințelor medicale. Pentru încurajarea tineretului talentat, avem multiple programe, granturi, stagieri internaționale și alte forme de mobilitate academică. În ziua când dumneavoastră veți finaliza completamente studiile, veți găsi, sper eu, un sistem total renovat. Începem construcția 2 spitale moderne regionale în Bălți și Cahul. Începem modernizarea. Deja foarte multe instituții au fost echipate cu echipamente, aparate moderne. În total, 450 de studenți au fost admiși la Universitatea de Medicină cu finanțare din bugetul de stat, iar 607 în bază de contract.